M-am gândit și eu să-i fac o surpriză soțului meu. I-am făcut mâncarea lui preferată. Și știu că el când era mic se uita foarte mult la televizor și plăcea Mickey Mouse. E, dacă lui a plăcut Mickey Mouse, sunt convinsă că a plăcut și de mine. Și de, am dus și eu, mi-am cumpărat niște urechiușe. Nu de porc să fac, Pirti, urechiușele luminii. Am luat și pe la deport, dar m-a întrebat pe urmă de ele că lui îi plac piftile. Mi-am pus urechiușele în cap, rochia lui Mini cu buline. O aveam de când eram slabă. Nu m-am mai închis la fermoar cu 4 mâini așa, dar mi-a fost bună. Era rochia mea de cununie. Ce-o fi fost în capul meu să-mi iau rochie la cununie roșie cu buline negre? Măi, și-am băgat aspiratorul, și-am făcut casa bec, măi, și-a venit bărbatul meu. Și când m-am văzut, zice, aoleu, zice, ce faci? Zic că sunt Mini. Mă, tată, mă, veni și eu acasă să mă primești cum trebuie. Și tu mă inviți la desene animate. Ai, mă, tată, mă, ce urechiușe ai, ia, puneți-le pe la de porc. Și mi l-am pus pe la de porc. Ce frumos îmi stătea acolo la de porc. Ziceai că sunt o fie umblătoare. Mă, ce nu face omul în casa lui? Ce nu face omul în casa lui? I-am pus să mănânce și mi-a zis, băi, tată, mai bine te îmbrăcai în scufița roșii. Bă, stai așa că am încercat roșu. Și zic, tu cine ești? Eu eram lupul. Lupul? Fii și tu vânătorul. A, nu, eu sunt lupul. Și te mănânc bucate cu bucate. Și când să mă mănânce, a venit soacră mea să ne întrebe dacă am tăiat porcul. Uuu, ce întrebare! Ce întrebare! Asta e acum. De porc. Ufă, mamă, dar ce se întâmplă de ești îmbrăcat așa? Zic, ce să se întâmple? Păi toate ești roșii. Păi acum eram roșie și la față și bărbatul meu fețe că ne pregăteai și noi idei. Se ducea lupul peste scufiță. Sau scufița peste lup. Ochii mari și când colo, ochii mari, buzele tari, că veni soacră mea, hai vă pup. Să nu vă mai uitați la desene animate dacă sunteți